mai multe îmbolnăviri de la o săptămână la alta. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rezultă că numărul virozelor respiratorii a înregistrat o ușoară creștere față de săptămâna trecută. În perioada 24-30 noiembrie s-au înregistrat peste 3500 de cazuri. Datele, trebuie să spun, să vă specific, datele sunt raportările de la toți medicii de familie din județul Mureș. Numărul total de viroze au fost 3534. Pe lângă acestea am avut un număr total de pneumonii, 925 de cazuri. Nu s-au raportat cazuri de gripă sezonieră. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul de îmbolnăviri cu viroze era mai redus, dar statistica arată o creștere a numărului de cazuri comparativ cu săptămâna trecută. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, când numărul total de viroze înregistrate au fost de 3263 de cazuri și pneumoniile 953 de cazuri. Iar comparativ cu săptămâna precedentă din acest an, observăm o ușoară creștere a virozelor respiratorii. Ușoară creștere cu aproximativ 100 de cazuri. Datele au fost furnizate de fiecare medic de familie din județul Mureș. Acestea au fost centralizate de Direcția de Sănătate Publică Mureș și transmise la Institutul de Sănătate Publică.